Bună, dragi copii! Astăzi o să învățăm împreună despre surse de apă. Apa este o resursă naturală, fără de care organismele vii nu ar exista. 97% din apa de pe pământ este apă sărată și doar 3% este apă dulce. Majoritatea plantelor și animalelor au nevoie de apă dulce pentru a trăi. Apa dulce nu este întotdeauna și potabilă, adică bună de băut. Principalele surse de apă de pe pământ sunt apa de suprafață, apa subterană, apa din aer. Apele de suprafață pot fi ape curgătoare. Găsim apă dulce în râuri sau fluvii. Din categoria apelor de suprafață fac parte și apele stătătoare, precum bălțile, lacurile, mările sau oceanele. Unele lacuri au apă dulce, altele sărată. În mări și oceane există doar apă sărată. În afară de aceste rezerve, mai există ape și înghețari. Rezerve de apă se găsesc și în subsol, sub formă de ape subterane. Apa sub pământ curge asemănător apei de suprafață prin stratul de pietriș și nisip. Există și zone pe pământ unde nu există apă subterană. Apele subterane pot fi găsite la mică sau mare adâncime. Apa subterană poate fi extrasă săpând puțuri sau folosind pompe. Uneori, cursul de apă poate ajunge singur la suprafață și formează un izvor. Alteori, apa subterană circulă la foarte mare adâncime, aproape de zona fierbinte a pământului, și aceasta se încălzește. Împinsă de aburii formați sub pământ, aceasta ajunge la suprafață sub forma unui izvor cu apă caldă, numit izvor termal. Apa din aer se găsește în stare gazoasă sub formă de vapori. Aceasta ajunge pe pământ sub formă de precipitații, precum ploaie, grindină, lapoviță sau ninsoare. Există pe pământ și surse artificiale de apă, precum apa uzată care poate fi recuperată prin tratare specială sau apa salină care poate fi desalinizată. Una din sursele artificiale de apă se referă la apa uzată care poate fi reutilizată în agricultură sau în industrie. Aceasta este recuperată folosindu-se diverse tehnologii în stații de tratare sau epurare. Desalinizarea este un proces prin care se îndepărtează anumite minerale din apa sărată pentru a putea fi apoi folosită. Dragi copii, am aflat multe informații despre sursele naturale și artificiale de apă de pe pământ. La revedere, dragi copii!